din generația Kicks piesa asta? Nu, salut! Asta trebuia din generația Kicks. Salut, salut, Dan, bine ai venit! Salut, oameni buni, bine v-am găsit! Nu, dar este un băiat pe care am vrut să-l văd la concert și în ziua aia a început războiul din Israel și nu am mai știut cum să plecăm de acolo. Dar, na, mi se tot spune că semăn cu el, ce să mai, nu mai. Doamnelor și domnilor... Iartă-mă, ți se spune că semeni cu destul de mulți alți oameni. Da? Păi am niște imagini cu tine care dovedesc că ceea ce spun eu e adevărul. A, ia priviți. Știu. Ia priviți imaginile astea, oameni. Nu, nu. Vreau să spune și pentru Nicoleta Vitor, sunt din Brașov, locuiesc în Herzogenaurach. Și ați făcut poză cu? Cu domnul Mitoșel. Hai, hai. Vă mulțumesc din suflet. Toate cele bune și... Sărbători fericite. Mulțumesc la fel. La revedere. Aia e. Asta e, o tată, asta, asta e. Deci asta vreau să vă spun că eu de Halloween aici, am venit costumat. Nu, de Halloween am venit costumat fix în domnul Mitoșel. Dar nu ai spus doamnei după ce ai făcut poza că nu ești Mitoșel? Bă, nu, am lăsat-o așa să creadă un pic că eu nu știu cu cine crede dânsa. Adică eu știu cu cine crede. I-a zis, băi, ți-a dus la bărbatul acasă și a zis, uite, am făcut dragă poză cu Mitoșelul azi. Nu. Tocmai bărbatul, adică domnul, soțul a zis, pun, cred că a zis, uite-l pe Mitoșel, da, hai, du-te, fă poză, că el a făcut poza, ca să înțelegeți. A fost o perioadă când Mitoșelul prezenta Cununți, bingo, butezuri. Nu știu ce, la aia, oricum, da. Și eu mai apăream și eu pe la televizor, nu umblam cu șef, semănam mult mai mult pe vremea și într-adevăr mi se zicea constant, de-aia eu sunt obișnuit, de-aia nu i-am zis, haideți, doamne. Atunci dă voie să-l salut și eu pe prietenul meu Mândruță. Exact, doamnelor și domnilor, iată, Mitoșelul și Mândruță într-un format original. Lasă-mă un pic, vreau să lansez o chestie înainte de... Trag cât pot, numai să nu, nu facem treaba asta. Vreau să fac o poză cu acest telefon. Facem în direct acum? În direct, păi ce, nu, suntem în era Instagram, Facebook și de-astea. Uite, acum stăm la poză, da? Așa. Mitoșelul și Mândruță și pun imediat un post. Vreau să lansez, o campanie numită hashtag Mito, în care cine a fost confundat vreodată cu o vedetă, cu cineva, cu un cunoscut, cu un prieten, cu ce, pe tine nu, lasă numele. Da, da. Deci tu... Mă mai gândesc acum cu cine... Îți spun eu cu cine, vrei să spun cu cine că le-am trimis băieți. Băgați un pic poza să vedem cu cine seamănă, domnul, în părerea mea. Stai că o vedem, dacă sunt pregătiți. Regia, suntem pregătiți. E la ciucă poza. E la ciucă? Unde e poza? O arăt eu de pe telefon, dacă mă... Pe cui ai trimis-o? Sabin. Lui Sabin. Da, da, imediat. Hai că-ți trimit. Deci am un prieten care este manager al unui club. Cum mă, tu n-ai trimis poza? Vezi, bă, cât te iubești. Mă, da. Eu m-am confundat, am fost și la un service auto și băieții de acolo ziceau, mamă, semeni cu șeful nostru de service auto. M-am dus, am făcut și un story cu el. Chiar semănam un pic. Chiar semănați. Vreți să vă zic cu cine mi-am zis mie oamenii că semăn? Ia. Cu Costel Biju. Adevărat? Da, da, da. Ia, deci asta e poza? Stai puțin, deci ai făcut, deci oamenii unde? Să posteze pe Instagram, pe TikTok undeva? Nu, să pe pună TikTok. Facebook, să pună hashtag Mito și să spună. Adică e postarea pe care o voi face imediat, nu știam că durează de că o făceam acum, în care spun dacă ați fost confundați vreodată cu cineva, se mai întâmplă. Nu răutăcizme, nu răutăcizme cum mi s-a întâmplat soției. Aia a fost răutate, aia a fost... Aia a fost... Nu așa. Pă bune, să te confundă, zic că, bă, dar tu nu ești ăla sau... Că oameni, pentru oameni este o... Te vede, te știe că... Nu e cazul tău. Te știe că ești de la televizor. Poate, doamna, mulți din comentarii, vezi că oamenii nu sunt... Mi-a venit toată unul și mi-a zis, semen cu măruță, așa zis, nu, doamnă, nu-mi place de băiatul așa. Nu, nu, chiar semănați. Nu, doamnă, bine, pa, pa. Băi, eu aveam la un moment dat, când era aia cu măștile, credeam că nu mă recunoaște nimeni. Bă, și se, după voce toți zicea, și la tine la fel. Exact. Semăn cu mărut. Nu, sunt eu, domn. Ia să vedem. Deci... Zi-mă tu! Da, mă! Zi-mă tu un pic. Bă, dar i-am vrut să-i prind. Sigur. La tu păr, structura, el, bă, da, semen. Știu că ție nu-ți vine. Am poză cu el? Da, aveți poză împreună. Mi-a trimis-o mie la unde, dar nu mai găsesc. Am înțeles. Da. Mie așa mi se pare. Dacă deci cine, un prieten de-al tău? Hashtag Mito. Nu, este managerul unui club. Credeam că-l știi, că toată lumea știe. Da, da, bine, ei sunt oameni care merg la club. Iartă-mă pe mine. Asta zic. Dar gata, știu acum despre ce, despre cine e vorba, că vorbeați mai devreme. Gabriel Pellegrin. Hai să faci, bravo, hai să lansăm o treabă. Vrei înainte de sosuri? Mai trag cât pot. Nu mai ai timp. Nu mai e timp? Nu mai e, zici ce vrei să mai lansezi. Să lansez sala Palatului la tine aici. Hai să lansăm. Nu, nu, atunci lasă acum. Uite, acum vreau să fac o chestie. Fiți atenți. Primul om care cumpără bilet, găsiți la mine pe pagină, pe Facebook și pe Instagram, găsiți link-ul de bilete. Primul om care cumpără bilet, primul om, să știu și eu că e ăla, cel mai mare fan, va fi ultra VIP, îl iau cu mine în spate, bem un șpriț, petrecem împreună. Păi știu unde știe ăla că e primul, apare pe bilet, apare pe de la și de pe mail, de pe site-ul pe care nu-l zic, da?
unde deci e bilet. Lumea la tine pe Facebook, Instagram, da. Găsește, mă rog, găsește link-ul. Stai, când așa, mai am. Primii 10 fac poze cu ei, țin în culise, nu știu ce, mai bem, mai facem poze așa. Și primii 100 meet and greet, un fel de la. Merg cu ei, mă văd cu ei, facem o poză, dar primul om ăla, mamă, fratele meu, le iau acasă noapte. Gata, sosuri picante. Mâncare, băutură, tot ce trebuie. Show-ul e în 2 martie, oameni buni, la Sala Palatului. Că a uitat să vă spună, pe 2 martie. Sala Palatului. Putem se numește împreună, generația Kix pe 1, 2, 3 și 2 martie, generația Kix. Sala Palatului, hai că suntem stela. Și cine, da. Cine o să mai fie? Sau doar tu? Just me. Ca și anul trecut, ca și în tot turneul, este un show de o oră jumate aproximativ. Mamă, doar deci cu mine. O oră jumate doar tu? Da, am stat și 2 ore. Anul trecut am stat 2 ore pe scenă la Sala Palatului. Nu s-a plâns nimeni. Foarte nimeni. Bine. Așteptăm mesaje de la oameni. Vedem. Haide să vedem acum și sosurile picante. Hai. Știi cum e? Știu. Am citești văzut. În gând întrebarea, răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi. Dacă mănânciu, te rupem întrebarea, lumea nu știe de ce ai răspuns ce ai răspuns și așa mai departe. Hai. Gata, imediat. Deci. Perfecționist. Găsesc umor în orice situație și uneori nu e bine. Punctual. Păi ce mă, de defect? Pentru ei, da. Citim? Citim. Este ca suna ca credință. Respect, onoare. Cam așa suna. Spune 3 defecte pe care pe care crezi, și asta că nu citesc bine în română, asta ar mai fi un defect. Spune 3 defecte pe care crezi că nu le suportă prietenii tăi la tine. Deci că ești punctual. Punctual, perfecționist. Și mie chiar ai întors astea defectele să pară calități. Uite că lor mi-au tot zis că în perfecționism, mamă, da. Ce, punctual și... Da, sunt în meseria pe care o fac, sunt perfecționist. Îmi place să iasă totul bine. Deci să... practic tu ai făcut pe prietenii tăi un pic că ei ar avea probleme, nu tu. Sunt și deștept, bă. Aici n-am pus. Sunt și deștept. Deștept aș mai pune aici. Aș dori din sosul ăsta să gust asta de aici, știi? Dacă lichidul ăla, da, e ca la bulion când îți rămâne uleiul deasupra sau apă, uite aici. Oh my goodness, mamă. Ai amestecă-l acum, ce să mai... Să vadă, auzi, dar am o întrebare pentru tine. Poți să nominalizezi sau... Tu mănânci picant, adică da, tu ai gustat din asta, chestia, din asta, da? Și cum ai reacționat? Rău. Ai dat din casă? Ai zis, am dat, nu, am mâncat ca să-mi dau din casă. La a doua zi a fost jale. Zi. Bine. Fodor, Natanticu, Cazacu. Băi, ești nebun? Da. Citim? Citim. Băi, ești sigur? Pot să mănânc? Da, pot să mănânc că n-am citit. Bravo. Hai, acum lasă să citim. Bine, hai, citesc. Cadou pentru, pentru oamenii care se uită. Care sunt cei mai... Dar cred că se așteaptă la asta, nu? Cei mai bețivi? Eu știu de bețivi. E spus foarte frumos aici. Care sunt cei mai... Iertați-mă, fraților mei, că dau din casă. Care sunt cei mai rezistenți 3 prieteni de pahar din showbiz? Pe care îi știu. Că Răzvan sunt unii... Fodor. Răzvan Fodor, ca să nu cumva. Răzvan Fodor. Uite-l aici, uite-l. Te salută. Uite-l. El m-a învățat poziția asta, este poziția asta, statul ăsta așa. Bruce Willis, dacă mai țin, tot timpul era așa. Răzvan Fodor, Cosmin Natanticu, să-i dau timp și domnului, cum zic că-l cheamă numele de... Ciolacu. Nu, celălalt. De... Radu. Ciucă. Ăla de Biju. Biju, domnul Biju. Băgați frumos acolo. Și pentru prieten Costel. Și Cazacu, Cătălin Cazacu, l-am descoperit pe barcă că e performer, performer. Mi-a plăcut de el, foarte merge. Bine, asta mă pune pe mine într-o lumină, că înseamnă că eu gândiți-vă la mine că eu beau cu toți 3, adică, dar nu în același hai timp. Să vedem. Deci, haide să vedem. Natanticu, Cazacu și Fodor. Nu l-ai găsit, Ciucă? Ba, e, da. Lăsa. Nu e, trebuie să schimb laptopul, Cătălin, că nu ar cam mai... trebui, da. Mamă, fii atent, asta nu mai funcționează jocul pe asta. Aici. Internetul pică. A dus. În momentul ăsta. Da. Dar vezi că e ipotetic, nu? Ca să nu păi, ne normal. Auzim. Și uite, dacă n-ar fi, cum ar fi? Ar fi ciudat să nu mănânc nimic, nu? Ar fi, da, trebuie ar să dai un dubios, nume. Nu? Da, dai un nume. Angela Similea, oameni buni. Angela Similea. Ce golan. Știu că nu-s golan, îți explic și de ce. Mănânciute? Nu. Mănânciute?
Sau citim. Mamă, da, aș putea să... Dar nu... Deci că-mi doresc acum, în momentul ăsta, adică aș fi... Mi-am dorit la un moment dat când eram puștan. Erau, acum, mi-a rămas azi. Azi, azi? Da, da. Azi, mâncăm picant azi. Păi și dăm nume. Angela Simile. Rămâi constant, da? Da, rămân. Nu, este o doamnă și n-aș putea să o... Ia uite, am covrigi la... Mănânciute? Mănânciute? Sau citim? Mănânciute, dar pune, pune... Puțin, dar vezi că e iute. Hai să vedem. Tu mănânciute de obicei mănânci, că mergi la indian. Nu merg la indian. Fodor mă ia la indian, dar nu... Să se vadă, domnule, uite, prin plan aici. Gat. Vezi că e... Aleu, măicuța mea, măicuța mea. E mai scutură un pic, e destul de mult. Asta zic. Asta, ca să jucăm fair play. Vreau să se vadă aici. Uite-te aici, doamna Angela Simile. Dacă tot... A ieșit Bila cu numărul 14. S-a strigat bingo. S-a strigat bingo, doamnă. Bila cu numărul 14. Linie. Gata? Nu știe ce l-așteaptă. Ma. Ce? Mi-a explodat nasul. Se duce aici în piramida în sală și îți depărtează ochii. Ma, mam, dă-mi și mie să văd cum se numește, să știu să-mi iau acasă. Mâine dimineață la cât ai treabă? Știu ce vrei să zici, la tine, vin la tine să fac o vizită. Mai ales am înțeles la tine pe stradă probleme cu canalizarea, cu asta vin. Hai. Hai, următoarea! Dar ce e? Să... Nu e, mă, nu e. Poți să schimb paharul? Haide! Hai să vedem, stai că mai avem aici. Ia uite. Hai să vedem. Te dai un nume. Țeapă până în momentul ăsta? Acum vezi că dai de înțeles. Lasă, înțeleg. Nu mai mănânci uite? Mănânc. Mănânc. Trebuie să fie și vedetă. Zi, trebuie să dai un nume. Sau poți să dai mai multe. Am mai multe, da? Bine. Să vede așa dacă o ții, nu? Dacă sunt oamenii, fac prin screen. Imediat. Și imediat, nu? Da. Bine. Nu o să mai mănânc. Numele este? O să zic numele. Este tot bunul meu prieten. Stai că nu pot să zic numele. Asta e treaba. Bă, nu credeam că mi se numește. Numele meu este... Stai să-mi amintesc asta. Pornesc de aici. Îți spun. Aș spune... Tot Răzvan Fodor. Fratele meu Răzvan Fodor. Ne știm de 24 de ani. Și pentru că face o chestie pe care nu o suport. I-am dat o mașină cu 4 ani pe care am luat-o de la Cabral. Ca să înțelegi circuitul mașinilor în natură. Și prietenul meu, că vreau să-i zic cu aia cu bu... un nume care nu se zice că e ora frumoasă la o... Bă, încă mai are numărul meu în bord. Mă sună numere necunoscute, îi răspund că na, zic cine știe ce s-o fi întâmplat. Și domne, unde e mașina? Că ce e o... Și eu zic, care mașină? Că e în garaj. Nu, că e la mine în poartă. Și sunt, băi, cum îi zic eu, de ce nu schimbă numărul de bord? Tocmai pentru asta voi citi următoarea întrebare cu dedicație pentru Răzvan Fodor. Numește o vedetă pe care ai împrumutat-o cu bani sau care ți-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt. Pe scurt, vedeta care ți-a dat țeapă. M-am ținut 6 ani de zile de el să mă ia și pe mine pe barcă și a trebuit să mă duc pe barcă cumva în locul lui. Dar uite, ia, mai bagă dată poza aia, Ciucă, că vreau să ai privirea asta. Asta-i, tati. Ia. Hai că o facem mai, stai. Asta e. Vezi exact ce... Haideți! Bun, hai că e... Haideți! Hai că e bine. Hai că e bine. Pentru tine, că nu mănânci. Ia să vedem. Fii atent, asta e tare de tot. E tare de tot, aici cred că iar mănânci uite. Ha! Stai mă, că avem... Cătăline, ce-mi faci tu mie? Păi vei la sosurile picante! Ce mi-a trebuit? Zic că e bună, ha? Foarte! Foarte, foarte bună, extraordinar. Extraordinar. Bine. Ca să nu mă supăr cu prea mulți oameni, pentru că mi-arde gura foarte tare, o să dau câteva nume. Zi.
Unul dintre ei nu o să se supere, cu siguranță, că sunt prieten bun și știe și da, tu dă nume pe bune, adică nu că nume pe bune, nu, și tu o să confirm. Tu știi întrebarea și poți să confirm că nu, nu mănânc iute, citesc, da? Ha. Iertați-mă, prieteni, sunteți prietenii mei, dar nu mai suport nenorocirea, doar dacă am luat doar unul. Gândiți-mă un pic. Fiz? Fiz? Poate vă duceți cu gândul unde, știți voi? Laurențiu de la Body and Soul? Laurențiu de la Body and Soul? Yes. And the last one on my list is fratele meu Miță de la Haikyuu. E pe bune, zi tu acum, înainte să citesc undeva. Eu nu mă bag în chestia asta. Păi vezi câte scandaluri am avut eu cu băieții de la Haikyuu, iar tu care ai lucrat cu ei acum, vii și spui asta? Da, pentru că sunt prieteni și n-aș vrea să jignesc pe altcineva și mai bine, Miță acum, mai bine mă cer cu Miță un prieten este de un super... Super pilot. Super pilot. Așa, așa ne ducea și pe noi cu mașina, la fel. Deci nu era niciun diferență. Numai că acum duce prin zbor. Tati, tu îți dai seama că noi făceam până la Brașov o oră 20? Așa mergea? Da. Era dement? Nu dement, păi era foarte bun, dar... Păi nu mă, bun, dar la modul că era vitezoman, asta vreau să zic. Da, când aveam alea, Focșean, București, București, Sinaia de Revelion, nu știu ce, pe contrasens, 160, nu contează, noi am fost, n-am, suntem bine, s-au prescris tot. Când ne oprea poliția, ne urcam toți direct, ne dădea jos de pe mașină, stăteam așa, ne puneam să ne aresteze direct, nu mai stăteam să... Și acum voi citi întrebarea, oameni buni, dacă mai pot. Întocmește un top... Laurențiu Body and Soul în imagine. Da? Vreau să-l mai văd și eu, că nu l-am mai văzut de mult. Dar o să ne revedem curând. Băi, sunteți prietenii mei, da? Sunteți cu mine. Întocmește un top, sau a spus, întocmește un top 3 ar celor mai lipsiți de talent artiști cu care ai colaborat pe când erai DJ Star. E un top aleatoriu, influențat de aceste sosuri. Unul este clar, top numărul 1 este Dumnezeu cu Blan acolo. Fiz, restul mai am dubii. Laurențiu știu că m-am chinuit și atunci ne-am ciondănit. Suntem prieteni, îți dai seama. Bă, am stat cu el foarte mult timp să cânte aia, partea aia. La mare nu vă mai zic. E un paradis mai... Bă, frate, bă, dar zic, tu n-ai fost la grădiniță, mă, fratele meu. Tu nu știi, uite-l pe Mihai. Mihai, să mă ierți, dar atâtea concerte câte ți-am reglat microfonul, trebuia să zic și eu odată treaba asta. Îți mulțumesc. Te iubește, fratele tău. Dar atenție, îl reglam, nu-l tăiam. Deci, oamenii cântau. Doar că reglaje multe. Adică? Trebuia să... Tare, încet, țipa foarte mult, frate, se ducea în public, țipa, era ceva, îi rupea pe ăștia cu căștile. Țin minte că la un moment dat aveau căști și nu-i că, na, cu monitorizarea probleme, la la la, și toți aveau același nivel de cască și ăsta, când începea, la la, erau toți, puf, le zbura capul. Așa. Ia să vedem la întrebarea asta, cum ai răspunde, dragă Dan? Oh my god. Magi tot, bă, a venit Magi tot, bă, e vineri, vine pe la noi, imediat. Hei, Magi tot, salut! A fugit prin spatele camerelor de filmat că s-a îmbrăcat frumos, vrea să fie o surpriză când îl vedeți. E superstițios, nu vrea să fie văzut înainte de apariția lui. Bine, facem un compromis. Facem un deal. Mănânc jumate. Mănânc jumate și dau un singur nume, din trei. Mănânc un pic de tot, îmi pui și tu, că le știi care sunt cele mai picante. Pune unul mai puțin. Alegi tu. Și în loc de trei, mănânc un pic. Păi nu, ideea e că dacă dai un nume, pun de trei ori mai multe. Că lumea oricum nu știe despre ce e vorba. Dacă tu mănânci, lumea oricum nu știe. Și ți alegi tu sos. Nu. Citesc întrebarea, dar zic un singur nume. Ia, stai să vedem. Haide, mă, dar tu nu le știi pe de rost. Ce facem aici? Nu, zi trei. N-am, mă, cum trei, nu cred că există. Bine, zi un nume, hai. Da? Bine. Este vorba despre... Ai... Tobe? Da. Lasă că avem noi. Este vorba despre... Bobo! Bobo. Adi Bobo! Adi Bobo? Adi Bobo. Adi Bobo este un băiat care face stand-up de mult timp și întrebarea este și face degeaba, care dintre actorii cunoscuți de stand-up din România e destul de cunoscut, a fost și la Umor, a fost în... Am voie da, să zic la Umor, să mă bipuiți aici. Nu mă, ai voie, ai voie. Care dintre actorii cunoscuți de stand-up din România crezi că are cel mai puțin umor sau un umor facil de slabă calitate? Nu știu, ia să zic Bobo. Adi Bobo. Adi Bobo. Adi Bobo. Am găsit, dar îl găsesc cu un tricou care nu se poate da la televizor. Asta zic, nu. Este un băiat, mai și bea în timp ce își face numerele și nu e ok. Sper să-l influențez în bine, să se enerveze și să facă un număr mult mai bun. Și voi sperți să nu fiți, să nu gândiți atât de liber încât să tăiați faza aia. Ia.
să tăiați faza aia și... Uite, el e Adi Bobo. Să dați cine e cel mai ce și voi să tăiați la Bobo și să rămână așa. Direct. Păi nu, dacă îmi puneți voi pe niște Instagram. Nu, mă, nu noi. Pun diversi. Să fie pe la ziare, pe la asta, clickbait. Află ce a spus Dan Badea. Pac! Și când încolo, de fapt, când citești totul... E bună? Iese. E bună, e bună. E bună și pe vremea... și pe vremea aia. Mi se părea că și ea era. Da. Ia zi. Și asta mai e una bună, mă. Da? Zi-o repede la aia. Repede, repede asta. Repede. Trebuie să spun contextul. Eram la Twice. Nu trebuie să dai numele. Puneam numele. Bine, numele. Lala de la TNT. Eram la Twice. Lala de la TNT. Da, eram la Twice. Făceam petrecerea Star Party la care ai fost tu miercuri. Și, na, în beția de culori. Cred, deși nu era voie. Că era o politică de studio în care nu... Nu aveam voie să comunicăm pe genul ăsta. Da, știi cum e, inima vede, suflet da, cere. Și voi citi întrebarea, numește o vedetă din showbiz care i-ai făcut avansul, dar te-a refuzat. Asta e, să mai întâmplă și de-astea. Lala? Lala de la, da, e o fată foarte... Lala, ai poze ciucă? Am găsit aici o poză. Ia să vedem. Da. Și asta repede că vine magii peste noi. Hai! Ia uite-o, Lala e și încercuită. Tu nu ai încercuită? Nu, nu, cea din stânga. Blondă. Deci tipa blondă. Blondă stângă, da. Bă, da. Chiar blondă? Mă trupa TNT. TNT, am făcut piesă. Eu am venit cu ideea cu riff-ul ăla de chitară, cu... O nebunie. Foarte bun. Uite-o. Te salută. Bă, dar ce... Maicăle. Maicăle, asta e foarte, asta e de mâncat. Dați-mi să mănânc, da, trebuie să spun un nume. Stai să mă gândesc. Stai să mă gândesc. E foarte bună. E foarte bună, trebuie să mănânc. Da, mi-ai pregătit ceva așa de plecare. Nu, alege tu dacă vrei, alege tu. La, pune tu. Uite ăsta pe care ai zis că e bun. Da? Pune-l pe ăla dacă, pune-l de la... Stai să mă gândesc. Păi te-ai gândit. Nu te deranjează că expiră, nu? Trebuie să zic numele. Da. Cu totul. Numele să înțelegem, adică să nu... Adică să nu fie un nume de ăsta. Nume și prenume. Păi ia să zic, nume și prenume, dar nu știu ce nume și prenume. Asta zic numele. Nu știu. Că ne prindem. Că trebuie să ne prindem, nu? Că nu cințim întrebarea, tu mănânci, uite, totul se prescrie. Hai de capul nostru, stai să mă... Băi, e greu, am zis că e ușor, am zis că o duc, am zis că facem fan. Că nu știu, bă, dar când ești pus aici în fața faptului în linie, da, stai capra, uite, mă, și te... Scuturat. Mulțumesc. Poți să dai două, trei nume dacă ți-e mai ușor. Bă, că pe bune, chiar crezi ce... Ce crezi tu că... Zi. Da. Răspunsul este... Hai. Zi. Hai Dan, hai Dan. I don't know the name. Era o fată, nu mai știu numele. Era o a fost o fată, nu știu. Zi. A fost o fată în trupa Cocktail. Nu mai știu cum o cheamă. Am mâncat, sănătate tuturor. Da. Dar doar nu vi-a fost Jorge. Că ce era în trupa Cocktail, dar era o fată, dar nu mai știu numele. Dar îți mulțumesc. Mamă. Acum nu vedeam nicio problemă dacă era Jorge. Ai dreptate, știu la ce te referi. Oameni buni. Stai că am găsit poza. Ai găsit poza? Perfect. Ele Dan Badea pe 2 martie vă așteaptă la sala Palatului. Iar primul care astăzi a avut șansa când a anunțat el să-și cumpere biletul, poate care din fete? Mă, ce față are Jorge. Cred că era Jorge, sincer. Auzi, spune că alerg un pic. Sigur că e ea. Care? Ia, ciucă, ce care crezi tu că e? Ia, hai să punem pariuri. Uite, ia. De ce? Uite, mausul. Nu, mă, cred că în dreapta. E de Dan Badea, oameni buni, lăsăm să facă puțin.